E o teorie pe care am că jurnaliștii buni sunt jurnaliștii care i s-au întâmplat lucruri sau care au făcut foarte, foarte multe alte lucruri în afară de jurnalism. Mai ales în zona asta de storytelling, în zona asta de spus povești și de explorat, poate și în zona jurnalismului narrativ, fie el de școală americană sau nu neapărat, cred că trebuie să bazeze pe experiențe de viață. Adică mie îmi plac și îmi place să citesc jurnaliști care, dincolo de a fi niște instrumente de înregistrat, fidel, care reușesc să transpună după aia fidel în cuvinte niște lucruri, au trăit niște lucruri înainte. Dacă vrei să te pui în pielea cât mai mult tot personaje, trebuie să fi fost tu la rândul tău cât mai multe personaje. Cred că a trebuit să se diversifice un pic subiectele, adică mi-a plăcea să văd, nu știu, storytelling pe subiecte culinare sau de ce nu pe luxury sau de ce nu pe business. Zone în care sunt încă blocate în limbaj de lemn, sunt blocate încă într-un jurnalist bazat strict pe cifre. Uite citatul, uite cifrele, uite concluzia, uite un titlu cu semnul exclamării sau nu, uite o concluzie dată așa din poanie, mulțumim, la revedere. Cred că toate zonele astea merită explorate și cu siguranță că dacă vor fi explorate corect, va exista public pentru ele.